Trupul unui bărbat mort a fost găsit dezbrăcat și învelit într-o prelată într-un loc izolat. Cadavrul lui Adam a fost descoperit de un rulotis pe 11 octombrie anul trecut. O parte din hainele sale se aflau într-o grămadă ordonată lângă el, dar în mod ciudat, telefonul, haina, pantofii de sport și portofelul nu au fost găsite niciodată. Nu a existat vreun semn că Adam, tatăl unui copil de 4 ani, ar fi fost rănit sau agresat, a declarat poliția. Cu aproximativ 4 săptămâni înainte de a fi găsit cadavrul acestuia, familia îngrijorată a bărbatului de 41 de ani l-a dat dispărut la sediul de poliție, după ce acesta nu a reușit să ia o rețetă. O anchetă privind moartea sa a dezvăluit faptul că mai multe persoane l-au văzut pe Adam împreună cu o damă de companie într-o mașină care rămânsese blocată în noroi pe 17 septembrie. Un bărbat care campa în acel loc l-a văzut pe Adam la malul lacului în acea noapte. Abia în octombrie, cadavrul său a fost găsit într-o pădure densă lângă un râu. Ancheta a mai dezvăluit faptul că Adam se luptase în trecut cu heroina și praful de maimuță și fusese dus la dezintoxicare. Am analizat istoricul său. Nu știm ce s-a întâmplat cu el după 17 septembrie. Ar fi mers în zona izolată de pe cealaltă parte a râului. Este posibil să fi fost prelată pe post de pătură. Nu există niciun indiciu că ar fi fost agresat, iar din probele pe care le avem, mă tem că nu pot spune cum a murit. Sunt convins că nu au existat urme de traume sau alte persoane la locul faptei. Nu există nicio dovadă pozitivă care să-mi permită să conturez o moarte legată de droguri. Cauza medicală a decesului va rămâne ca fiind necercetată, a declarat medicul legist. Relatează știrile ProTV.ro.